Aquavas a implementat până la această dată în municipiul Vaslui proiecte de investiții în valoare de peste 45 de milioane de euro. Acestea au cuprins reabilitarea și retehnologizarea stației de tratare a municipiului Vaslui, astfel încât apa pe care o prelevăm din sursele de suprafață să ajungă la utilizatori potabilă și să respecte toate cerințele legale de potabilitate. Cam așa intră apa în stație și așa ajunge la robinetele utilizatorilor. De asemenea, am reabilitat și retehnologizat stația de epurare a municipiului Vaslui. Am extins și reabilitat circa 65 de kilometri de rețele de apă și 70 de kilometri de rețele de canalizare. Vom continua procesul investițional în municipiul Vaslui, urmând ca în perioada imediat următoare să implementăm un alt proiect de investiții în valoare de circa 25 de milioane de euro. Acesta va cuprinde lucrări atât în stația de epurare, cât și extinderi de rețele și de canalizare și de apă și reabilitări de peste 45 de kilometri. Odată cu implementarea acestor proiecte de investiții, pe lângă banii pe care i-am absorbit, contractele de finanțare pe care le-am semnat cu Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Investițiilor, vin și cu o serie de obligații. Una din ele și cea mai importantă este aplicarea strategiei de tarifare. Acesta este un plan de evoluție a tarifelor, multianual, elaborat de consultant în analiza financiară, este anexă la contractul de finanțare, iar pentru noi este obligatorie implementarea acestuia, pentru că altfel riscăm să returnăm toți banii. Prețurile care sunt în această strategie, pe lângă componenta de exploatare și de întreținere a sistemelor, au și componenta investițională, care trebuie recuperată într-o anumită perioadă de timp, astfel încât investiția să fie viabilă, iar finalitatea acestor proiecte să fie ceea pe care ne-am dorit-o cu toții, îmbunătățirea calității apei, sănătatea populației, protecția mediului. De asemenea, încercăm să reducem costurile cu energia electrică, energie care este o componentă de bază în elemente, în structura de tarife a prețului la apă, prin implementarea unor proiecte de investiții în parcuri fotovoltaice. Acestea vor compensa aproximativ jumătate din energia pe care o consumă operatorul, astfel încât să reușim o stabilizare a prețurilor, iar influența energiei electrice în tarif să fie cât mai redusă.